Salutare din nou! Astăzi avem pe masa de lucru un amplificator audio Scott 460A. Cam așa arată la interior. Partea de etaj final. Sursă, redresare, preamplificare, selector. Partea de egalizator și așa mai departe. Cam așa arată finalii de fiecare canal. A venit la mine cu ceva problemuțe de vârstă, să-i spun așa. Foarte multe lipituri reci, crăpate și o tentativă mai nereușită a celui care a umblat anterior în ea. Efectiv erau doi tranzistori circuitați cu fludor pe cablaj, ceea ce făcea după ceva timp ca vometrul să nu mai acționeze corespunzător. Bun, drept urmare, hai să-i facem un mic test chiar pe canalul care prezenta ceva problemuțe. 8 ohm, 100 de Hz. Curat ar veni 26,4 la 3,2 ampere. Hai să mai punem o sarcină, 4 ohm. La 5,7 ampere. Bun. 1000 de Hz. 4 ohm, a rămas în 4 ohm. Și 3,2 V, 8 ohmi, 27 curat ar veni, 10 kHz în 8 ohmi. 27,3 V. Reluăm măsurătoarea de dreptunghiular, deoarece era acționat filtrul de înalte și egalizatorul era mult dat. Deci cam asta ar fi 4 microsecunde, un timp de răspuns foarte bun. Hai să vedem cum arată și la 20 de kHz. Cam așa arată. Cam astea sunt valorile. Vă mulțumesc pentru vizualizare.